Viscolul din această dimineață a făcut probleme și în București. Echipajele ISO au intervenit după ce vijelia a rupt 8 copaci, iar mai multe mașini au fost avariate. Colegul meu, Alina Muni, a urmărit toate aceste incidente și vine cu detalii. Bună dimineața, Alin, te ascultăm! Bună dimineața, Raluca, bun găsit tuturor! Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență București Ilfov, pe turata Cotului Galben până la ora 6 dimineața, pompierii au avut 12 intervenții în București pentru îndepărtarea a 12 copaci căzuți, iar în urma intervențiilor, 6 autoturisme au fost avariate. Vă reamintesc că Bucureștiul se află în momentul de față sub cod galben de intensificare ale vântului, viscol și precipitații însemnate cantitativ, iar acest cod galben va dura până astăzi la ora 18. De precizat este faptul că lângă capitală, în mai multe județe, precum Ialomița și Călăraș, a fost instalat un cod portocaliu de vreme rea. Pe lângă intensificările vântului și viscol, în decursul acestei zile, meteorologii spun că se va depune un strat consistent de zăpadă, iar totodată autoritățile promit că de data aceasta nu vor mai fi luate prin surprindere în ceea ce privește lipsa utilajelor de dezăpezire și așa mai departe, însă acest lucru...